Linia de tren București-Giurgiu nu a mai fost folosită din 2005. Atunci inundațiile au distrus podul de cale ferată peste râul Argeș de la Grădiștea. CFR Infrastructură a semnat contractul pentru reconstrucția edificiului abia 15 ani mai târziu, în decembrie 2020. Lucrările pe sectorul Vidra-Comana ar fi trebuit să fie gata încă din vara anului trecut, dar au apărut întârzieri, mai întâi din cauza birocrației, apoi din cauza unor alunecări de teren. Lucrările la sectorul de cale ferată Vidra-Comana, cu o lungime de peste 12 km, în care e inclus și podul peste râul Argeș, au costat peste 120 de milioane de euro. Muncitorii fac acum ultimele retușuri pentru reluarea circulației trenurilor. Redeschidem linia de cale ferată București-Nord-Giurgiu. La această oră s-au făcut și testele. După finalizarea lucrărilor, rezultatele au fost pozitive, astfel încât la 1 iunie va circula primul tren din nou pe relația București-Giurgiu. Pentru început, pe linia București-Giurgiu vor circula zilnic 7 perechi de trenuri ale CFR Călători, destinate mai ales navetiștilor. Autoritatea pentru Reformă Feroviară are în plan să introducă și operatori privați. O să fie un tren regional între Giurgiu și București, Gara Progresul, deci în sudul Bucureștiului, care va dura aproximativ o oră și 20, iar al doilea serviciu între Gara Progresul și Gara de Nord, care va dura aproximativ 40 de minute. Reprezentanții asociațiilor care militează pentru dezvoltarea infrastructurii sunt însă mai puțin optimiști că trenul va atrage mulți pasageri în condițiile în care o călătorie de la Gara de Nord din București la Giurgiu va dura 2 ore. În condițiile actuale, în niciun caz trenul nu va fi o alternativă viabilă la mașină. CFR-ul continuă să facă reabilitări la 80, 100, 120 de km la oră, viteze depășite de câteva zeci de ani. CFR Infrastructura a scos la licitație etapa a doua a proiectului de modernizare a liniei București-Giurgiu, fără sectorul Vidra-Comana. Vor fi inclusiv lucrări de electrificare. Durata va fi de 3 ani, de la momentul semnării contractului. Pe durata intervențiilor, pe unele sectoare, pentru a nu opri circulația trenurilor, CFR are în plan să transporte pasagerii cu microbuzele. Peste 4 ani de zile, da, va fi o alternativă viabilă, se va renunța la mașină, pentru că atunci probabil că timpii de mers se vor înjumătăți, poate chiar mai puțin de o oră. Lucrările din etapa a doua vor costa peste 500 de milioane de euro.